după mai multe luni de zile de așteptare. Cum spuneam mai devreme, activitatea Cenaclului a continuat prin videoconferință. Am fost mult mai puțini decât de obicei la întâlnirile noastre de la 67-67 Codenești, pentru că este mai limitativ, dar ne-a deschis noi oportunități, acest mod de a ne întâlni, respectiv am venit în contact și am avut invitați autori din România și la toate întâlnirile noastre avem autori, scriitori, poeți din Ontario, din Saskatchewan, din British Columbia, deci din toată Canada. Sub egida Asociației Scriitorilor Români din Canada am publicat această nouă revistă, se numește Repere Literare. Am ajuns, acesta este numărul 2. Este o revistă care apare la fiecare 3 luni, trimestrială. Cine dorește să-și o procure, poate să vină să ne vadă la sfârșit. Următoarele noastre întâlniri vor continua atât sub formă de videoconferință, cât și pe view, cum facem acum. Am vorbit cu doamna Ala Mândăcanu, care se ocupă de organizarea și închirierea acestor localuri aici, și ne vom întâlni în fiecare a treia sâmbătă, începând de la ora 12, de la 12 la 2. Subiectul nostru de astăzi este lansarea cărții semnate de Flavia Goga. Dă-mi, te rog, cartea. Avem și afișe aici în spate, l-ați văzut, Mezeta Dam. Flavia, mulți dintre dumneavoastră o cunoașteți, a publicat deja cartea Sofia, a publicat la editura Edilivr și alte cărți de poeme. Eu o cunosc de 2-3 ani, ne cunoaștem? Nu știu, cred că mai puțin, 2 ani. Probabil 2 ani, dar vreau să spun că m-a impresionat de la bun început, prin firea ei, prin felul ei de a fi, și bineînțeles prin creativitatea ei, este o persoană pozitivă, serioasă. Citind, am să vă citesc câteva versuri și apoi am să le discut. N-am să citesc mult. Bineînțeles că publică în revista noastră. Je me souviens toujours des nuits de l'âme, où je n'étais plus qu'un ciel sans étoile. Mes secondes mouraient-elles les flammes, tel le malade dans un hôpital. Mă opresc aici. Flavia nu este persoana superficială. Nu este persoana care vrea să scrie versuri numai ca să sune din coadă și să facă rime. Flavia are un mesaj. Același mesaj care l-am întâlnit în toate scrierile sale și le regăsim mereu. Și este ușor de ghicit. Este mesajul poetului pentru iubire, pentru pace în noi înșine, că aceasta este în primul rând cea mai importantă care trebuie câștigată, care o găsim în cuvântul religios, pentru că Flavia este o persoană religioasă, dar religios nu înseamnă numai a merge la biserică, înseamnă să ai credință și aceasta este cea mai importantă. Din punct de vedere artistic, Flavia are calitatea de a-și alege cuvintele, de a echilibra versurile, de a da o anumită muzicalitate care este plăcută la audiție. Deci a îmbina mesajul cu arta este ceea ce își dorește fiecare artist, indiferent că se exprime prin culori sau prin cuvinte sau prin muzică. Am să mai continuăm să mai citesc un vers, o strofă. Je regardais au loin, mais le brouillard m'empêchait mes yeux de voir à travers. Les ombres hantaient tous mes cauchemars. J'étais seul, perdu dans l'univers. Cine vorbește aici? Vorbește persoana tânără, fără experiență. Persoana care caută adevărul, care caută esența vieții. Aceasta este, cum să spunem, o lumânare plăpândă care vântul o adie și flacăra tremură,
dar continuă să rămână aprinsă. Aceasta este lumina care trebuie să ne ghideze pe fiecare în parte. Speranța, cu alte cuvinte, pe înțelesul tuturor. Speranța și, bineînțeles, încrederea. Il neigeait dans mon cœur et j'avais froid. Je tremblais, grelottais, claquais des dents. Livré à moi-même, n'ayant plus foi, au bonheur, je frissonnais dans le vent. Același dubii ale tinereții. Alors, tu m'as habillé de lumière pour que j'éclaire l'infini noirceur. Par ta bonté, tu t'es révélé, frère. Grâce à toi, je vis heureuse et sans peur. Poetul nu are nevoie de a preciza de unde îi vine sursa, inspirația, iubirea. Poate fi un creator, îl putem numi un creator, îi putem orice nume, poate fi o persoană fizică, nu are nicio importanță. Important este arta de a crea și de a sugera. Un pen seren m-a penetré quand tu m'as caressé avec tes mains. Moi qui à l'amour était illettré, j'ai pu lire en toi un esprit de saint. Mon être s'est exalté au-dessus de mes soucis, mes doutes et mes larmes. En toi j'ai trouvé la force et j'ai su qu'il ne fallait pas déposer les armes. Bineînțeles că acest mesaj de cultură și de iubire nu poate veni numai din inspirație. Prin lecturile sale, Flavia se cultivă, se informă, adună informații și apoi încearcă să le așterne pe hârtie și să ne le transmită și nouă. Deci, este o persoană care a citit, care s-a informat în mai multe domenii, deci care are un mesaj de valoare. J'ai triomphé, j'ai vaincu mes ténèbres et je t'ai vu sourire enfin ravi. Moi qui pleurais dans l'abîme funèbre, j'ai découvert la clarté de la vie. Bineînțeles, cu încredere și speranțe, victoria este toujours a noastră. Mereu, nu? Ne amestecăm cuvintele. Désormais, je vole libre et légère, comme un plum, un feuille, un fleur. Mon existence est amour et liberté. Je ne crains lumière. Je ne crains plus rien, plus aucun malheur. Désormais, je vole libre et légère, comme un plum, un feuille, un fleur. Mon existence est amour et lumière. Je ne crains plus rien, plus aucun malheur. Victoria încrederii, a speranței, a luminii, a lumier, l'amour et lumière. Eu cred că versurile Flaviei, în esență, aceasta exprimă amour et lumière, iubire și lumină. Mă consider foarte norocos să o cunosc, s-o fi descoperit alături de dumneavoastră, care de asemenea o cunoașteți și o încurajați și o sprijiniți. Și îi doresc să publice în continuare multe cărți, să o iubim și să-i dorim mult succes. Flavia, dacă vrei să spui câteva cuvinte, te invit. Da. Mulțumesc pentru aceste frumoase cuvinte și eu mă bucur că vă cunosc și mulțumesc pentru invitație, mulțumesc tuturor, mulțumesc că ați venit aici să mă vedeți și mă bucur că ne adunăm după această pandemie, adică încă mai este, dar în sfârșit putem să ne regăsim, să petrecem timpul împreună, pentru că asta este amour et lumière, toți împreună, cu lumina fericirii și a păcii. Și mulțumesc mamei mele, Otilia, care este acolo, în violet, o vedeți,
și mă filmează. Ea este cea care, după ce am scris, ea a recitit tot ce am scris, m-a mai corectat, mi-a zis, ok, asta e frumos, ea m-a încurajat. Mulțumesc și tatălui meu că a venit, este acolo, Liviu, în albastru, este și bodyguardul meu, e bun la arte marțiale, e și motociclist, deci dacă nu vă plac poeziile mele, păi eu sunt pacifistă, dar tatăl meu, atenție! Vedeți că are ochelari, dar nu înseamnă că e tocilar, ok? Eu sunt tocilarul, eu sunt. Și mulțumesc verilor mei, Nicola și Daniel. Alo? Mulțumesc că ați venit și că mă încurajați. Mulțumesc și prietenilor mei din copilărie, Ștefan și Cristin. Ne cunoaștem de când suntem la maternel. Dacă țin minte, era clasa orange, parcă? Da, exact, orange. Era după grădiniță, maternel e după grădiniță. Și ne cunoaștem de ani de zile, avem atâtea amintiri împreună. Țin minte toate jocurile pe care le jucam în curtea școlii. Sunt amintiri dragi. Mulțumesc și lui Emil, prietenul meu de la biserică, că a venit. Deci mă bucur că vă văd. Și mulțumesc și lui Dumnezeu că El mi-a dat darul ăsta de a scrie și de a crea ceva frumos și ceva plin de sens. Ați înțeles foarte bine ceea ce am scris și asta-i. Mulțumesc toată lumea! Mulțumim, Flavia! Dacă cineva din public, din auditoriu, dorește să spună ceva? Din partea familiei? Da, domnul Ardelean? Domnul Ardelean? O să spun lucruri de bine. Acum, după ce a spus Flavia că are bodyguard aici lângă, și mie mi-e frică și de ea, că și ea a făcut arte marțiale și eu n-am centura neagră la sprint, așa că musai să vorbesc frumos. Dar ceea ce vreau să spun nu este despre scriitoarea, că nu sunt critic literar, sau poeta Flavia Maria Goga, ci despre tânăra, adolescenta Flavia Maria Goga, pe care am cunoscut-o atunci când și-a lansat prima carte și avea 15 ani sau... Am scris-o la 14 ani jumate și așa. Am scris-o la 15 ani. Și am... căutat-o prin părinții ei pentru un interviu filmat, atenție, deci nu doar radio, ci un interviu filmat cu camera, mă rog, cu telefonul pus pe suport și filmat. Ceea ce m-a surprins atunci, m-a surprins foarte plăcut, le-am și spus și ei și părinților, este spontaneitatea și deschiderea și cum să zic, fluența în dialog a Flaviei, care n-a avut niciun fel de emoții în fața camerei, în fața faptului că era filmată și nu știu de câte ori avusese până atunci ocazia să vorbească în fața unei camere de filmat, dar n-a avut niciun fel de emoție, niciun fel de trac, foarte spontan în răspunsuri. Sigur, tema se știa, urma să discutăm despre cartea Sofia, cum s-a născut cartea, cum a scris-o, cum... experiențele ei literare dinainte, dar nu știa efectiv întrebările, nu știa cum va merge dialogul și totuși n-a avut niciun pic de emoție, niciun pic de trac, o spontaneitate extraordinară. Lucru pe care l-am mai observat după aia în câteva rânduri când am avut ocazia să iau încă vreo două sau trei interviuri, unele așa, aproape pe nepregătite, la salonul de carte, m-am întâlnit cu ea, hai să facem un interviu. Deci este o tânără de o spontaneitate și de o deschidere așa spre dialog extraordinară, pe care le-am apreciat și le apreciez și o felicit pentru asta.
Iar în ce privește calitățile literare, faptul că i s-au publicat deja atât volume de proză cât și volume de poezii și s-au publicat la edituri prestigioase din Franța, dacă nu mă înșel, asta deja spune ceva despre calitățile de scriitor ale unei tinere adolescente, 17-18 ani, 16 ani acum, mulți înainte și multe. Uite că avem astăzi ocazia să lansăm, să asistăm la lansări de carte de la doi poli de vârste diferiți, doamna Meșter la 80 și Flavia Maria la 16. Încă o dată felicitări și la mulți ani și la multe volume. Mulțumim domnului Ardelean. Se lasă cu pace la sfârșit și cu iubire, așa cum dorește și Flavia. Într-adevăr, Flavia a publicat la editura Edilivre în Franța, este o clientă, a devenit o clientă care are continuitate la această editură, e cineva cunoscut acolo. Din partea familiei, dacă dorește cineva să spună câteva cuvinte, poftiți, vă rog. În primul rând, bună ziua, vă mulțumesc că ați venit pentru a o încuraja pe Flavia. În al doilea rând, aș vrea să spun că partea de spontaneitate posibil să vină mai mult de la mine. Mama ei este cea care se ocupă de partea mai mult muncitorească, dacă e să spunem așa. O susține foarte mult pe Flavia. Eu sunt alături de ea și am fost întotdeauna alături de Flavia. Ce aș vrea să spun mai mult, faptul că Flavia este într-adevăr un copil polivalent, suntem foarte mândri de ea, în afară de faptul că publică și scrie versuri, a scris și o carte de proză, a făcut sport destul de mult, este și ea centură neagră în Kyokushin, aceasta este o parte mai puțin artistică să spunem, dar și în artele marțiale, exact asta vreau să spun, că există o parte artistică, sunt niște exerciții tehnice care se practică, kata se numesc. Iar în afară de aceasta, Flavia cântă la pian de la vârsta de 4 ani și jumătate. A jucat șah și a fost campioană în Quebec și la nivel canadian. Am impresia că a fost a doua pe Canada sau prima pe Canada. A fost prima și la un moment dat a doua dintre fete. Da. Deci a făcut și șah de performanță. Școală, bineînțeles, că ea continuă. Posibil că ne moștenește în această parte. Soția a fost medic, lucrează în cercetare aici, eu sunt medic. De asemenea, am lucrat ca medic în țară, iar aici lucrez în administrație medicală. Este un copil polivalent și știu că este foarte greu, pentru că și eu la rândul meu am avut foarte multe alte preocupări în afară de școală. La un moment dat devine foarte dificil să te orientezi și să păstrezi o direcție, pentru că fiind foarte bun în mai multe domenii, ești foarte atras spre diverse domenii și vreau să zic că Flavia, această parte artistică am observat și observăm ca și părinți că are o foarte mare atracție spre partea artistică, spre scris. Este un moment dificil pentru ea, pentru că în afară de scris are foarte mult de învățat, este o perioadă dificilă, este în anul clasa 11, echivalent în România de liceu, așa că o să trebuiască să se concentreze puțin mai mult spre carte, însă noi părinții suntem alături de ea și o încurajăm pe partea artistică. Vă mulțumim foarte mult că sunteți prezenți astăzi alături de noi și că o să continuăm să o susținem și continuați să o susțineți și dumneavoastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult și în acele sporturi vorbeam despre arte marțiale, deci tot o artă este, nu? Mulțumesc, tata, pentru intervenție. A fost foarte plăcut și neașteptat. Și tu cu spontaneitate, ce vrei? O să precizez un lucru. Adevărul este că aceste camere nu sunt chiar așa de... Na, nu prea îmi plac așa de mult camerele, dar
sunt ca și un fel de oechi, dar fără suflet și nu sunt așa de bine în fața camerelor, însă faptul că văd oamenii, mă simt bine și mă simt bine unde sunt oameni, unde văd oamenii care zâmbesc și când văd o cameră încerc să-mi imaginez persoanele în spatele camerei care o să vadă ceea ce a fost filmat. Și e adevărat, sunt foarte atrasă de artă, tot ce este muzică, poezie, tot ce este frumos, dar această dragoste de frumos mă aduce și spre științe, că acum studiez mai mult științele la școală și îmi place foarte mult, mi se pare foarte frumos modul în care a fost făcut universul cu toate moleculele și toate astea, ADN-ul, etc. Nu o să vă fac un curs de științe, dar îmi plac foarte mult științele și arta. Asta e. Deci nu e simplu. Mulțumim, este într-adevăr Flavia, o admirăm. Îi admirăm cunoștințele. Noi la Cenaclu Mihai Eminescu am încurajat-o și o încurajăm în continuare, o promovăm și sper să aibă un drum cât mai luminos în continuare. Domnul designer Marc Marinescu dorește să spună câteva cuvinte cu microfonul. La Cenaclu m-am obișnuit de ani de zile să, aș spune chiar, să am privilegiu să am minutul meu. Flavia, mă adresez ție, pe care te-aș numi Flavia Da Vinci. Vreau să-ți spun că ne cunoaștem de când ai pus piciorul aici, că am avut multe conversații împreună și constat și constatăm că nu stai degeaba. Asta este primul lucru formidabil care ți se întâmplă. Îți doresc ca tot ce ai făcut până acum să devină o bază a ce vei face. O casă fără temelie nu se prea numește casă timp îndelungat. Nu pentru că aș avea vârsta să dau sfaturi, ci pentru că îmi spun un punct de vedere personal, uitându-mă la activitatea mea, care continuă și azi. Dar, și scriu cu litere mari cuvântul dar, cred că ceva e în profundă neregulă cu tine. Știi prea multe pentru vârsta pe care o ai. Probabil că trebuie să vezi un doctor. Am doi doctori. Mulțumim, domnule Marc Marinescu. Cine nu are cartea și o dorește, Flavia vă dă autografe aici. Da? Ai câteva exemplare, Flavia? Da.